Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd încotro se îndreaptă situația din mintea ta sau poate ai o anumită problemă și vrei să știi încotro se îndreaptă. Poate este vorba despre o relație, despre o persoană, orice. Avem numărul 1, piatra roșie, numărul 2, piatra albastră. Poți să asculți ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii să-mi spui care este cea mai potrivită variantă pentru tine sau poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră și bani, fix cum simți, fix așa procedezi. Și începem cu numărul 1, piatra roșie. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Să vedem ce mesaje are tarotul pentru numărul 1, care este situația în care te afli și ce urmează să se întâmple în acest context. Da? Aici simt un conflict, simt pasiune, simt agitație, ceva se întâmplă. Numărul 1. Ok. A început citirea. Să vedem și soluția la problema ta, dar și surpriza în această situație. Ok, aici văd o persoană foarte rece, foarte dură, cineva care știe foarte bine ceea ce își dorește. Pentru unii văd clar o legătură cu zodia Gemeni, balanță, vărsător. Poate să fie o hotărâre importantă legată de muncă sau pentru unii putem să discutăm despre faptul că este aici această energie de independență. Da? Deci cineva vrea să fie independent. Poate, știu eu, este un moment în care te gândești să-ți repari sufletul, să repari o relație sau poate pur și simplu să rezolvi ceva important în viața ta. În momentul de față văd că te afli într-o așteptare, e ca și cum ești într-un moment în care te relaxezi, te liniștești, te simți bine. Mai văd o legătură cu zodia Taur pentru unii sau din nou zodia Balanță. Văd aici că stai și analizezi foarte mult trecutul, analizezi foarte mult ceea ce s-a întâmplat. A fost sau poate încă este o stare de așteptare, însă ce văd clar este că în momentul de față tu ești hotărât să-ți iei viața în propriile mâini. Poate să fie aici, atenție, o așteptare în legătură cu un proiect important, în legătură cu un copil, în legătură cu o relație, da? Sau poate chiar este vorba de stabilitatea materială, da? Materială. Să vedem care este problema în această situație. Este 2 de spade. Problema este că fie tu nu îți deschizi sufletul în legătură cu persoana asta, în legătură cu situația aceasta, fie este vorba despre faptul că există aici de asemenea și o lipsă de comunicare. Asta e problema. Este o răceală pe care eu o simt. Da? Hai să vedem puțin despre ce este vorba cu această problemă aici. Da, este e ca și cum e o relație mult prea oficială sau cineva este mult prea dur, mult prea rece. Da? Este aici o conversație, e ca și cum discuți foarte puțin cu persoana asta sau discuți foarte puțin în legătură cu situația asta. Eu asta simt aici. Și mai văd că cineva are tot felul de gânduri, doar că îi este cam dificil să le transmită. Să vedem ce urmează. Numărul 1. Avem un 3 de monede, 6 de monede. Bun, aici e foarte intens acest aspect, da, care ține de partea materială. Păi aici că urmează fie să te întâlnești cu niște prieteni, niște oameni apropiați ție, fie aici este vorba despre niște cursuri pe care vrei să le faci, vrei să studiezi ceva mai mult. Pe de altă parte, văd niște cumpărături pe care urmează să le faci, da? Poate niște bani pe care îi primești, bani pe care poate de asemenea îi dai la rândul tău. Da? Cumva aici văd eu că se ajunge la un echilibru, la un echilibru. Poate este vorba pentru unii de un triunghi amoros, da? Și aici
în viitorul apropiat văd că cineva va fi nevoie să se împartă în două direcții. Să vedem soluția, diavolul, ok, o legătură cu un capricorn, soluția este să-ți învingi teama, soluția este să fii autentic în situația aceasta. Poate chiar soluția este de a urma pasiunea ta, de a urma ceea ce te atrage foarte mult. Fie că este vorba despre o persoană, aici poate e cazul să-i spui sau să aveți această discuție, pentru că avem aici doi de spade, care e problema. Poate știu eu, soluția ține și de o negociere pe care ar trebui să o ai. Da? Hai să vedem, diavol, ce zice. Soluția poate să vină de la un bărbat puternic, da? Sau soluția poate să vină aici foarte încet, da? Poate a fost nevoie de o pauză. Să vedem ce e cu soluția. Soluția ține de o hotărâre importantă pe care cineva o are de luat. Deci este o persoană aici puțin instabilă. Da? Și are legătură, uite, cu un contract, cu o relație. Da? Soluția este să-ți urmezi pasiunea, să-ți urmezi acea situație, da, care te atrage foarte mult. E foarte important acest aspect numărul 1. Deci asta e soluția aici la voi. Să vedem. Aici fie o femeie de bani, fie dacă ești femeie, primești bani sau ai de făcut niște cheltuieli, pentru că eu văd în viitorul apropiat clar un noroc pentru tine. Bun, hai să vedem în continuare, avem cavalerul de cupe, ok, și 6 de cupe, foarte frumos. Aici numărul 1, în final, în relația cu această persoană, deși eu simt o relație foarte rece, repet, fie s-a răcit relația, fie aici este o tatonare, da? E ca și cum ai cunoscut pe cineva, stai, vorbești, dar încă nu sunt legate lucrurile aici, numărul 1. Sau poate nu ai pe cineva momentan, da? Unii poate nu aveți pe nimeni acum. Dacă e vorba de muncă, aici se rezolvă ceva, doar că e nevoie clar fie să alegi pasiunea sau să-ți învingi o teamă, să vorbești cu șeful, să spui părerea. Dar în final avem cavalerul de cupe și 6 de cupe. Este clar numărul 1 că aici în final fie primiți o invitație care o să vă ajute foarte mult. Poate este o invitație de la un copil sau o invitație la un botez. Mai poate să fie și o invitație la o nuntă sau la o logodnă ceva, dar aici e vorba de un cuplu foarte tânăr. Da? Foarte tânăr, este o iubire sinceră. Dacă e vorba de dragoste și sunteți într-o perioadă ciudată, aici e clar că persoana asta vine către tine. Da? Dacă e o poveste de iubire la început, aici e clar că cineva vine cu inelul, vine cu propunerea. Să vedem cavalerul de cupe ce înseamnă. Wow! Cavalerul de cupe înseamnă cineva care, uite, ia o hotărâre foarte serioasă privind casa, privind familia. Deci este o persoană serioasă acest cavaler de cupe, doar că să știi că lui îi place așa să se îndrăgostească în general. Dar asta nu înseamnă că nu este o persoană stabilă, este o persoană romantică aici. 6 de cupe. Ok. Cineva aici îți va spune să te gândești, da? Ca să și să alegi. Pentru unii văd două propuneri de la două persoane diferite. Sau două instituții diferite. Surpriza în toată povestea asta e 5 de bâte. Surpriza e o luptă. Da? O luptă. Fie este vorba despre o concurență, adică e ca și cum vrei să mergi să lucrezi undeva sau vrei să faci un anumit lucru, vrei să te vezi cu o persoană, vrei să cucerești pe cineva. Și surpriza e că aici poți să ai concurență, da? Cu 5 de bâte. E o întâlnire aici, e ceva special. La o zi sfântă, la o zi mare, da, poate să fie vorba despre un rival, despre o rivală. Ce
Ceva de genul acesta. Da, surpriza e că persoana asta mai are pe cineva. Sau surpriza e că îți vin ție două oferte și nu știi pe unde să te duci. Da, mi-a apărut suferința. E ca și cum fie cineva vrea să pună capăt unei situații, fie este vorba despre cineva care o să vrea să studiați, da? Să discutați mult mai amănunțit o situație anume, tocmai ca să puneți capăt la suferința asta. Că aici e de ceva timp toată povestea. Da? Numărul 1. Da, deci un sfârșit și un nou început. Hai să vedem puțin ce spune și acest oracol, da? Ok, ok. Este vorba despre a ieși dintr-o închisoare, a ieși dintr-un blocaj. Da? Deci e clar, o ieșire din blocaj, o ieșire din această situație, iar mai văd aici, uite, o călătorie sau o veste. Da? Poate în urma unui drum pe care îl faci poți să cunoști pe cineva. Posibil și asta. Hai să vedem oracolul ăsta ce spune. Uniune, deci din nou a apărut simbolul inelului. Deci, o relație serioasă, o căsătorie, un parteneriat, o înțelegere pe care o faci cu cineva. Și avem aici o femeie tânără, este o femeie căreia îi place să se aranjeze, este o persoană energică, plină de viață. Da? Și avem casă, familie, proprietate, stabilitate. Ei, surpriza aici pentru unii poate avea legătură și cu munca, da? Poate știu eu un fost coleg de la muncă, poate este cineva care e prin jurul tău și care poate vrea să te cunoască mai bine și profită de o sărbătoare, de o petrecere, de ceva anume. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos aceste informații. Îți mulțumesc încă o dată că m-ai urmărit. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru faptul că mă urmărești. Contează foarte mult pentru mine și de asemenea mulțumesc tuturor celor care distribuie videoclipurile. Știu că faceți asta, foarte mulți dintre voi, și vreau să vă mulțumesc din suflet pe această cale. Și de asemenea îți reamintesc și de aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Acolo să știi că ai parte oricând are nevoie sufletul tău de o ghidare. Poți să vezi culoarea norocoasă, numărul norocos, de asemenea poți să vezi o citire de viitor pentru tine, dar tot acolo bineînțeles că vei avea și o citire în cadrul căreia se analizează relația dintre tine și o anumită persoană. Aplicația este tradusă în 14 limbi, așa că te invit cu mare drag oricând ai nevoie. Te îmbrățișez și îți mulțumesc încă o dată pentru că mi-ai stat alături. Să ne revedem cu bine și data viitoare. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra albastră. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Sper din suflet să-ți fie de folos aceste informații. Hai să vedem numărul 2, ce trebuie să știți, da? Care este situația, care e problema, unde e soluția, ce urmează să se întâmple, rezultatul final, dar și surpriza în această situație. Să vedem numărul 2, ce trebuie să știi. Ok. Păi aici pe cineva care cam minte, cineva care cam profită de o poziție în care se află. Bun, văd o persoană puțin stresată undeva la drum sau cineva care se stresează în legătură cu o călătorie pe care a făcut-o sau pe care urmează să o facă. Pentru unii văd clar aici o legătură cu o zodie de pământ, taur, capricorn, fecioară. Da? Este vorba despre o relație serioasă, poate pentru unii este vorba despre o colaborare aici. Hai să vedem în continuare. În primul rând avem un șapte de spade și soarele, deci o legătură cu zodia leu pentru unii, dar
Și o persoană aici mai orgolioasă, cineva care își urmărește interesul. Discutăm despre o persoană care e ca și cum minte sau își urmărește propriul interes, dacă e să discutăm de bucuria sa. Deci omul ăsta face orice pentru fericirea sa. Poate este un moment în care tu zici, măi, gata, da, renunț la tot și mă duc să-mi caut fericirea, mă duc să-mi caut liniștea, pasiunea. Problema, asul de spade. Problema este o hotărâre care s-a luat, da? Și persoana asta nu prea acceptă. Problema este și legată de o victorie pe care cineva și-o dorea foarte mult, poate în legătură cu tine, poate în general. Văd aici o persoană puțin frustrată, da? E ca și cum cineva arată în fața lumii altceva față de cum este în realitate. Asta se vede clar, numărul 2, foarte clar. Hai să vedem noi puțin despre ce este vorba. Uite, simt să iau acest tarot. Hai să vedem ce cu minciuna asta cu 7 de spade, că undeva nu e în regulă ceva, numărul 2. Un bărbat aici care, nu știu, nu-i sincer, minte, nu știu ce face. Da, e o persoană puțin geloasă, invidioasă, poate cine știe este cineva care minte, care înșală și poate știi lucrurile astea sau le intuiești. Da? E cineva care e ca și cum păstrează aici, nu știu, o invidie sau ceva în legătură cu o relație sau în legătură cu un sfârșit. Da, este o persoană materialistă pentru unii. În alte cazuri e ca și cum este o problemă aici legată de bani. Da? E ca și cum șeful nu te apreciază sau ceilalți, da, consideri tu că nu te apreciază suficient. Să vedem problema, ce cu asul ăsta de spade? E, problema ține de niște minciuni, da? Sau poate chiar de o pierdere pe care cineva a avut-o. Da, e o hotărâre aici legată de un copil sau de un sfârșit și de un nou început. E ca și cum cineva nu știe să piardă, cineva nu știe să-și urmeze pasiunea, cineva nu știe să accepte această situație. Hai să vedem ce urmează și avem judecata și regele de bâte, bun. Se pare că în viitorul apropiat, în legătură cu această situație, cineva te contactează, cineva îți dă un mesaj sau îți spune că vrea să vă revedeți, vrea să vă împăcați. Este ca un fel de negociere la scară mare sau este o discuție în care se abordează niște lucruri foarte importante. Foarte, foarte importante, numărul 2. Pentru unii puteți să aveți aici o legătură cu zodii de foc, leu, berbec, săgetător, dar e judecata de apoi pentru cineva. Asta e clar. Aici poate să fie și un prieten și o persoană dragăție care ar vrea să te contacteze, care ar vrea să reia legătura. Hai să vedem ce e cu judecata aici. Judecata asta este inițiată de către un bărbat și are legătură cu o relație, are legătură cu o căsătorie, are legătură cu un contract, cu un parteneriat. Soluția, valetul de cupe. Soluția aici este o invitație. O invitație pe care fie tu trebuie să o adresezi, fie cineva. Da, trebuie să-ți dai invitația asta. Pe de altă parte, soluția ține și din a fi ceva mai pozitiv, mai inocent, mai și dornic de a înțelege că ceva cumva trece la alt nivel. Nu e neapărat că soluția ține poate de a face un copil dacă e vorba de o relație. Nu e valabil pentru toți, doar aia care puteți să faceți. Da? Soluția, uite, vine parcă din străinătate, de la distanță. Soluția vine printr-o schimbare foarte mare. Prin a gândi pozitiv, îmi vine să mai zic, numărul 2. Prin a gândi pozitiv. E o persoană sigură pe ea aici. Cineva simt eu că trebuie să-și pună cumva în ordine sentimentele, emoțiile, dorințele. Și hai să vedem ce urmează în povestea asta. Avem împăratul care ia o hotărâre foarte importantă și steaua.
o legătură cu zodia berbec, zodia vărsător. Numărul 2, soluția în acest caz, sau mă rog, finalul în toată povestea asta, ține de o persoană cu autoritate. Este o persoană puțin încăpățânată, cineva care are niște planuri foarte bine puse la punct. Este o persoană care are niște reguli foarte stricte după care funcționează sau după care se ghidează. Și văd că e ceva legat de o noutate, o speranță, un mesaj, poate un apel telefonic, da? Este cineva aici care vrea ce-i de drept al său. Ia să vedem, ce-i cumpăratul ăsta? Deci în final aici cineva ia o hotărâre. Uite, e vorba de un hoț. Da? În final aici e cineva care, nu știu, vrea să fugă dintr-o situație sau nu vrea să-și asume o anumită responsabilitate. Și avem bani și o femeie matură. Deci aici, în final, e ca și cum cineva își urmărește puțin interesul și fie are un interes financiar, atenție pentru unii dintre voi, fie este vorba despre un sfat pe care omul ăsta îl primește de la o femeie matură. Dacă e vorba de muncă, la fel, văd că ceva se rezolvă. E ca și cum vine cineva și îți dă un mesaj, îți face o propunere. Surpriza în povestea asta e 5 de monede. Surpriza este o problemă de sănătate a unei persoane. Sau surpriza ține de faptul că cineva abandonează, cineva pleacă, cineva renunță la un anumit lucru. Poate are legătură și cu singurătatea, da, unei persoane. Ia să vedem. Un prieten singur, o persoană supărată, cineva care, uite, e ca și cum zice, băi, sunt la dispoziția ta. Te servesc oricând, îți sunt alături. Na, poate ai un prieten, cineva care are o problemă și asta o să te surprindă. Sau e o problemă a acestui om. Pentru că e o persoană care suspină după bucurie, după fericire, după petrecere, după băgare în seamă, nu știu. Ia să mai vedem noi și acest oracol, ce zice, numărul 2. Deci că învingeți frica, o problemă personală își găsește soluția. Avem aici zodia rac, zodia scorpion, foarte interesant. Deci cineva aici trebuie să-și învingă o teamă. Ești tu, învingeți teama sau poate este altcineva din jurul tău care își va învinge această frică. Uite că e vorba de un nou început care, da, se arată la orizont, se arată în viața ta. Să vedem și acest oracol ce transmite, numărul 2. Avem familie, da, un grup de oameni. Apoi avem o iubire veche, ceva din trecut, o relație toxică. E ca și cum te trezești iarăși într-o situație în care ai mai fost pus. Fie legat de un grup de oameni din care faci parte, fie este legat de familia cuiva sau de familia ta. Însă, pe de altă parte, simt eu aici o conexiune foarte puternică, da, cu o persoană și conexiunea asta, nu știu, e foarte familiară. E ca și cum te știi cu omul ăla de o viață sau este o senzație din aceasta că lucrurile între voi sunt extraordinar de închegate. Avem libertate, a fi singur, un copil, inocență și o femeie matură. Deci aici, uite, dacă tu ești o femeie matură, văd aici niște hotărâri importante pe care le iei. Și e ca și cum spui, eu nu vreau să mă mai controleze nimeni, eu fac doar ceea ce simt, eu îmi urmez copilul meu interior. Dar mai văd și o femeie cu un copil care pleacă undeva sau care vrea un moment de libertate, un moment de relaxare. Da? Ceva care se rupe, ceva care se transformă, ești destul de puternic. Să vedem îngerii romantici ce zic. Îngerii spun despre o iubire adevărată sau despre o iubire care poate să dureze o viață întreagă. Da?
și atracție. Deci, dacă tu vrei o iubire adevărată, mai ales pentru cei singuri, este important aici să te bucuri de fiecare moment, exact ca un copil, și cu siguranță o să vină persoana potrivită. Dacă ești într-o relație, în schimb, aici văd că cineva. Știu, poate vă puteți recăpăta romantismul aici, prin a vă bucura de fiecare moment împreună. Trebuie să te cunoști mai bine cu o persoană, mai zic îngerii. Și să vedem și acest oracol, un ultim mesaj, numărul 2, sincronicități, da? Multe sincronicități aici cu cineva și să știi că nimic nu e întâmplător, da? Gândești la fel cu o persoană, tu vrei să spui ceva, deci tu gândești un lucru și omul ăla deja spune acea frază. Deci e o senzație foarte frumoasă. Și aici avem o dragoste adevărată. Dragostea adevărată vine atunci când te aștepți mai puțin. Nu știu, se produce o sincronicitate, se produce ceva interesant aici. Numărul 2. Și mai este un mesaj important pentru cineva. Intensitatea dintre niște suflete adevărate include și momente înalte și momente joase. Deci include și momente fericite și momente mai puțin fericite, că asta e viața. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Sper din suflet să fie de folos aceste informații. Îți mulțumesc că m-ai urmărit. Mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Îți mulțumesc pentru că distribui aceste videoclipuri. Este foarte important acest aspect pentru mine și de asemenea te invit cu drag și pe aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo oricând ai nevoie de o ghidare. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.